Bună ziua! Mă numesc Cosmin Vasiliu, iar aseară când făceam ultimele retușuri prezentării, eu împreună cu colegii mei ne-am gândit că am mâncat o pizza. Dar știind regula nu DN1, am intrat pe internet. Dar pe internet nu am putut găsi o părere obiectivă și nu am putut găsi destule puncte care să ne facă să ne decidem că un anumit local este cel preferat de noi. Acum, aplicația Tweys ne-ar ajuta în acest sens, deoarece ne oferă nenumărate beneficii. De exemplu, informații despre local. Informațiile despre local ne-ar putea prezenta calitatea produselor, calitatea personalului, o atmosfera, muzica și beneficiile extra. Toate acestea fiind păreri obiective, deoarece ele sunt puse de către utilizatori care frecventează localurile. Totodată, aplicația Tweys ne poate oferi geolocația, deoarece nu ne oferă numai cum este localul, ne și spune unde se află și ne și conduce. Și o chestie foarte interesantă este sala de chat, deoarece noi considerăm că socializarea este foarte importantă, iar sala de chat ar putea face chestia asta foarte interesantă, deoarece o să fie o sală de chat pentru fiecare local. Aici putem observa imagini în aplicație, așa fiind momentan reprezentată evaluarea localurilor, iar mai sus este geolocația. Am creat această aplicație deoarece știm că putem să intrăm pe Facebook sau pe alte rețele să căutăm, de exemplu, un local. Cafeneaua Corso. Dau un exemplu. Dar noi, dacă suntem într-un oraș necunoscut, n-avem de unde să știm ce cafenele, ce restauranturi, ce pub-uri există. Iar aplicația aceasta, de exemplu, noi dorind să, cum spuneam, să mâncăm o pizza, pur și simplu am putea scrie pizza și pe baza bazei de date pe care o avem în aplicație, ne-ar genera toate localurile care servesc așa ceva. Și totodată, ele fiind toate la un loc, este mult mai ușor de folosit decât să accesăm pe rând, să zicem că am putea scrie baruri Snagov, dar și ne-ar apărea câte un bar, iar noi ar trebui să consumăm foarte mult timp să căutăm pe Google informații despre acest bar. În aplicația noastră, toate lucrurile acestea sunt indexate și mult mai ușor de folosit. Bună, numele meu este Roxana și astăzi am misiunea de a vă prezenta echipa, cum a lucrat ea și cum ne-am descurcat. Echipa noastră a fost una foarte compactă, toți am lucrat aproximativ același lucru, toți grămadă, ne-am îngrămădit pe o singură chestie, toți am venit cu idei cât mai bune, certuri n-au existat, aplicația a fost ușor de accesat încă din primele săptămâni. Tot ce există pe ea au fost informații culese de noi ușor din prin oraș. Noi am fost în principal 5 developeri, 3 designeri și 2 testeri, însoțiți de 2 project manageri, care nu sunt astăzi prezenți. Cum a avut loc prima noastră întâlnire și de unde ne-a venit ideea? Prima întâlnire, desigur, a avut loc în prima săptămână, toate au început pe Skype, toți ne-am întâlnit acolo, ne-am auzit, de văzut nu s-a putut. Am fost alături de mentorul nostru, mereu ne-a supravegheat, așa că noi am zis să ne întâlnim undeva și pe ascuns. Și n-am știut unde să mergem, unde să ne întâlnim, unde e lume puțină, unde e muzica încet, unde avem loc toți. Așa că ne-am gândit să facem o aplicație în acest sens. Vă mulțumim! Și aș vrea să mulțumesc în numele echipei mentorul nostru, domnul Alexandru Bohulțea, pentru tot sprijinul și ajutorul dumnealui. Vă mulțumim!